Aș vrea să ne gândim puțin, se aude? Se aude așa, da? Să ne gândim puțin la de ce. De ce lucrul ăsta e posibil? Pentru că altfel sunt așa, afirmații în vânt. Aceste afirmații sunt susținute de un ansamblu de cercetări mai aprofundate și mai extinse decât orice altă cercetare privind dezvoltarea personală. Sunt peste 350 de studii peer-reviewed. Un studiu peer-reviewed este un studiu publicat de o revistă serioasă de către un autor care a prezentat rezultatele muncii sale unui colectiv care nu știe cine e autorul, dar care lucrează în același domeniu. Asta înseamnă peer reviewed. Este un proces care durează ceva timp pentru că se fac observații, se însușesc observațiile. Deci un studiu foarte solid. Acum, este lucru valabil pentru orice studiu. Nu există o unanimitate. Totdeauna o să fie oameni care o să spună a, exemplul respectiv nu este exact, etc., etc. Așa se avansează în știință. Este o ipoteză care e testată, este un rezultat care e prezentat și apoi, evident, vor exista și alte păreri și experiența este dusă mai departe și studiul este dus mai departe. Așa se întâmplă și cu aceste studii. Dar esența este că indiferent de vârstă, indiferent de culoare, indiferent de nivel intelectual, indiferent de credință, indiferent de orice, rezultatele sunt sistematice și se repetă. De ce? Pentru că nu se practică, tehnica asta se practică în mod complet natural. Complet natural. Nu există niciun fel de autosugestie, de dirijare a minții într-un anume fel. E foarte simplu. Și Dr. Morris vorbea de aceste unde alfa. S-a demonstrat că prezența undelor alfa, 10-12 Hz, înseamnă mai multă creativitate și mai puțină depresie, mai puțină anxietate. Mai multă creativitate. Toată lumea vrea mai multă creativitate. Nu se poate fără. Suntem într-un mediu care se învârte din ce în ce mai repede și avem două posibilități. Ori tragem obloanele, când nu mai putem face față, vrând să se schimbe lumea, dar eu să nu mă schimb, ori eu mă schimb și atunci văd lumea altfel și sunt mai eficace făcând ceea ce trebuie să fac în mediul în care mă aflu. Asta ajută în acest al doilea caz. Sunt multe de spus despre meditație transcendentală, dar aș vrea ca doctorul Felix Kelly să continue cu exemple. Doctorul Morris n-a putut să prezinte filme, fiind el pe Skype să prezinte un alt film, dar sunt numeroase exemple în lume și veți vedea cât e de simplu și dacă se poate în statul Oaxaca din Mexic, la Piatra Neamț, de ce să nu se poată? Care e motivul? Dacă se poate în America Latină, în Medellin, unde sunt preoți care au angajat un efort fantastic pentru aproximativ 40.000 de copii ai străzii, care practică meditație transcendentală și sunt educați în iubire creștină. De ce acolo să se poată și aici nu? Nu e niciun motiv logic. Motivul pentru care în România nu s-a avansat cât s-ar putea avansa este stresul colectiv. Calota de stres la noi nu se poate. Noi nu putem. Știți, nu? La noi nu se poate. Așa e la noi. Știți, la noi e așa. Nu e așa. Noi putem, e în mâinile noastre, viitorul copiilor noștri, mergem mai departe. Nu depinde de nimeni altcineva. Thank you.
Tot acolo o să stau. Asta este doamna Margaret Bolt, directoarea acestei școli din Jamaica, care se cheamă Sfânta Treime. Și e vorba de o școală într-o comunitate defavorizată, uitați-vă. Și copiii care pot orice în fond sunt crescuți cu această mentalitate. Noi nu putem. Voi știți, până aici puteți merge, mai departe nu. Da. Într-un mediu violent, trăiesc într-un mediu violent, care se reflectă și în școală. Deci e vorba de bătăi, înjunghieri în școală. Asta era norma. Copiii nu veneau în clasă, stăteau afară și se tot foiau. Nu puteai să predai nimic. Și ne simțeam frustrați, am încercat totul. Am avut vorbitori care au venit, am avut programe pe care le-am implementat. Și rezultate zero. Și în Jamaica cuvântul meditație nu e un cuvânt foarte bun. Și când am auzit de meditație, am spus nu, la mine nu, să n-aud. Nu vreau să fiu implicat în așa ceva. Și avem un preot, fiind de Sfânta Treime școală, foarte apropiat de noi. Și i-am spus că de tehnica asta și mi-a răspuns, cum crezi că eu rezist? Eu practic tehnica asta, că n-aș rezista altfel. Și deși am fost sceptică, am încercat-o. Și ce am reușit în primul rând este că elevii au început să simtă cine sunt cu adevărat. Sentimentul de siguranță de sine, cine sunt. Cum să fiu mai calm în diverse situații? Băiatul ăsta spune, mă simt mai centrat în mine însumi. Comportamentul antisocial a scăzut cu 50-70% potrivit statisticii făcute în școală, în comparație cu anii precedenți. Școala, clasa cea mai proastă în 2015, în septembrie 2015, a fost alocată unei persoane, profesor care medita, și în 2016 e mai bună decât cea mai bună. S-a schimbat complet. We are going to be the coolest generation in the school. We are
quiet time and quiet meditation is practice, because we have to show the rest of Jamaica that is a change that comes, change can come. Și vrem să fim un exemplu pentru Jamaica, pentru că schimbarea se poate produce. Și schimbarea începe în tine, în fiecare din noi. Schimbare în școală și schimbare în comunitate. Alăturați-vă nouă pentru a crea un viitor nou pentru educație în Jamaica. No. I would like just to say why that is possible. Acum hai să înțelegem de ce lucrul ăsta e posibil. Domnule, suntem cu toții diferiți. Suntem cu toții diferiți. Dar în esență, nu în aparență, în esență, suntem unul și același lucru. Și acest un, adică, suntem făcuți din molecule. Moleculele sunt făcute din atomi, atomii din particule. Și la bază e un câmp. Acest câmp unificat de care vorbea Dr. Morris. Pe ăsta îl conștientizez în timpul meditației. Și conștientizându-l, îl anim, îl trezesc. E ca și cum mi-aș bate la ușă. Îl trezesc. Și atunci efectul nu este doar asupra mea, ci este universal, pentru că acest câmp este omniprezent. Nu este aici sau aici sau aici, sau este și aici și aici și aici și aici. Pretutindeni. Unde e creație, e și baza creației. Și baza creației o anim în mine. Și în felul ăsta anim calitățile acestui câmp, care sunt pace, ordine, creativitate, le anim în întreaga creație. Unde se simte cel mai mult lucrul ăsta? La fel cum atunci când cade o pietricică pe suprafața apei, valurile cele mai mari sunt în jurul locului unde a căzut pietricica. Deci în familie, în comunitatea în care mă aflu, în oraș, în țară, în Europa, în lume, în univers. Dar în primul rând, cât mai aproape de mine. Ăsta este efectul. Efectul este animarea acestui nivel transcendental care există în fiecare din noi și e localizat la nivelul minții. Deci cu ajutorul minții localizez acest nivel în mine, care e starea cea mai simplă a minții. Se înțelege lucrul ăsta, da? Starea cea mai simplă a minții. Cea mai simplă. Mintea e agitată, agitată, ca valuri pe suprafața oceanului. Dar valuri pe suprafața oceanului, nivel profund de liniște la fundul oceanului. Pe asta cum îl accesez? Păi plec de la suprafață și pătrund tot mai adânc în ocean până la nivelul cel mai profund. Și când atenția atinge acest nivel, e animat acest nivel. Și ăsta are efectul de care să vorbim. Asta e cauza. Efectul e global. Și efectul se manifestă cu precădere în comunitatea în care sunt. De aceea spunea doamna Bolt că efectul nu este numai în școală. De altfel, totdeauna un comportament într-un anume loc este determinat și de mediu. Și invers e valabil. Dacă agresiunea din mediu determină un comportament agresiv, și invers e valabil. Pace în mine poate determina pace în jur. Nu. Un alt exemplu pe care o să ne-l arate Raja Felix se referă la acest stres post-traumatic. Stres post-traumatic înseamnă că atunci când ai trecut prin o experiență foarte puternică, e vorba, și a spus că în introducere
domnul Vicu. Am lucrat în la BBC mulți ani. Și când s-au împlinit 60 de ani de la debarcarea din Normandia, am stat de vorbă cu veterani. Mai erau încă. Erau oameni de 80 de ani, avuseseră 20 de ani când s-a întâmplat debarcarea. Și mi-au spus, uite ce am văzut, nu vreau să vorbesc. Nu pot. Cei care au fost pe front au trecut prin atâtea orori încât nu vor să-și mai aducă aminte. În momentul de față se sinucid în America mai mulți militari pe zi, 21 pe zi, decât au murit pe teatru de luptă în Irak. Deci este o problemă fantastică, pentru că nu mai pot dormi, nu văd decât mâini zburând încoace și încolo, picioare rupte din corp, etc. Fără să intrăm în detalii. Cum este posibil să ai o viață normală cu astfel de experiențe? Și viață normală pentru tine, dar ce se întâmplă cu familia ta? Ce se întâmplă cu comunitatea în care trăiești? Este o chestiune extrem de importantă. Noi spunem, se întâmplă acolo, dar câți de aici n-au trecut prin atâtea greutăți, prin moartea cuiva cunoscut, nu vreau să intru în detalii, dar fiecare din noi a avut astfel de experiențe traumatizante. Păi asta lasă, nu lasă nicio urmă? Au trecut și au plecat așa? Este vorba nu numai de urmă la nivel psihologic, este urmă și la nivel somatic. Pentru că fiind supus sistemul nervos la o supra-solicitare, se creează în sistem stres, o anomalie la nivel material, la nivel structural. De asta cum scap? Prin repaus. Și dacă repausul ajunge să fie măcar pentru o fracțiune de secundă total, atunci se elimină acest stres din sistem. Altfel nu reușesc. Și ce o să ne arate doctorul Keghi este un exemplu într-o tabără de refugiați în Africa, unde se petrec orori fără limită. Și este exemplu unei femei care a fost abuzată de familia soțului care murise și o să vedeți ce îi se întâmplă după ce practică tehnica asta. Fața ei e mai bună decât orice conferință despre meditație transcendentală. Schimbarea de pe fața ei. O să vedeți. I entered the desert from Sudan. I was married to a Sudanese. After his death, o cheamă Esperanța, în 2009 a venit în Sudan. In time they visited me, they tortured me almost. Am fost torturată de familia soțului. Avea 5 copii. Și vreau să fac orice pot pentru copiii mei. Le-am iubit soțul. Și nu putea să dorm, mintea mi era tot la experiențele prin care am trecut și au trecut și copiii că au văzut ce s-a întâmplat. După o săptămână în care a practicat de două ori meditația, uitați cum apare. Și tot acest stres parcă zboară din tine. Corpul, mintea se relaxează. After you are just, when you are
Trăiești într-o lume a păcii. Nu mai ai legătură cu lumea din afară. Acum chiar dacă vreți să plâng, nu pot. Acum pot să dorm. Mă trezeam în mijlocul nopții aducându-mi aminte cum a fost violată. Acum simt că parcă e vorba de altcineva. E minunat. E minunat pentru mine și pentru toată lumea. Dacă există întrebări, am dorit să răspund. Mergem în față. Acum nu mai auzim. Sunt o mulțime de astfel de mărturii. O mulțime de astfel de mărturii. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Gândurile care îți trec prin cap, ce spune? Ele oricum. Da, ele oricum vin. Da. Am citit o carte a unui preot catolic care practica meditație transcendentală și spunea, e normal, mintea așa e făcută, să vină gânduri. Dacă vrei să nu mai vină gânduri, roagă pe cineva să-ți dea cu o morciucă în cap. Deci gânduri vor fi. Dar, în primul rând, e o tehnică pe care trebuie să o învăț. Nu cu scopul de a nu avea gânduri, ci cu scopul de a trăi acea stare a minții care este infinită bucurie. Și asta este ce fac. Dacă vin gânduri, învăț ce să fac. Deci e o tehnică. Deci vor veni gânduri. Nu este o meditație în care să nu fie gânduri, să mă forțez să nu fie gânduri, de altfel nu fac niciun fel de efort în tehnica asta. Când am spus este 100% naturală, înseamnă că nu există niciun fel de efort, că orice efort este nenatural. Când un râu curge pe o albie, nu face niciun efort. Curge. Datorită gravitației, curge. La fel și aici. Mintea este atrasă de această, pentru că vrem mereu bucurie, bucurie, bucurie. Starea cea mai simplă e infinită bucurie. Și atunci mintea e atrasă ca de un magnet de asta. Da? Ați înțeles? Deci vor fi gânduri. Care este diferența între meditația orientală, da, și meditația transcendentală? Ce înțelegeți prin meditație orientală? Meditația hindusă, meditația... Da, sunt, da. Dragi Felix, do you like to answer this question? Yes. What is the difference between the Hindu meditation and this meditation? Between Hindu meditation, this meditation. I think I would like to first summarize a little bit what has happened tonight. Da. Întâi o mic rezumat a ce s-a întâmplat azi. It was a little bit of a mix-up, and I'm sorry we have difficulties with Dr. Morris. Deci a fost o greutate de a avea pe doctorul Morris pe Skype, ați văzut, și ne cerem scuze. But I think you got the idea that when we introduce in school consciousness-based education, then all the qualities in the students start to unfold. Dar ați observat că atunci când se introduce în școală educația bazată pe dezvoltarea conștiinței, calitățile pe care le are orice copil încep să înflorească. And the reason for this is very simple. This is because during transcendental meditation we transcend. Și acest lucru este datorat transcenderii. And
din meditația transcendentală. Și transcendere înseamnă că treci dincolo de mintea care gândește. Și faci experiența unei stări de conștiință nelimitată, pură. Asta este experiența. Basically, we experience the source from where all our thinking, from where all our thoughts are coming, from where the intelligence comes, from where creativity comes. Deci experiența, sursa gândului, de unde vin gândurile, nu gândurile, ci de unde vin, din tine vin. Și inteligență și creativitate, asta experimentezi. So, it's like diving, you dive within. E ca și cum ai plonja în tine. So by diving within and you go deeper and deeper, you come to the source of all your thinking, and that's a state of pure silence, pure awareness, completely alert, but completely within ourselves. No thoughts, no emotions, no even perception, just pure awareness. This is the uniqueness of consciousness. Consciousness can be aware of what's going outside, but consciousness can turn on itself and experience itself in its pure state. Conștiința poate experimenta ce e în afară, dar poate de asemenea să se experimenteze pe ea înșiși, fiind conștiință. It's like when you dive into the water, you come out, you feel fresh. La fel ca atunci când plonjezi în apă și când ieși din apă, te simți proaspăt. So it's like when you dive into the water, it's the same thing. You dive within and then you come out, you feel fresh. Your mind is clear. Your body is free of stress. La fel când plonjezi în tine, când ieși afară, mintea este limpede și corpul este mai puțin, cu mai puțin stres în el. But the important thing to understand that this source of soul, this pure consciousness, is the source of all intelligence, of all creativity, of all energy, of love, of everything. Everything good about our life is within ourselves. Tot ce este bine în viață e în noi. Și acest nivel cel mai profund este sursa gândurilor și este sursa creativității, păcii din noi. So like I said, when you dive into the water, you come out fresh. If you dive within and experience a pure state, you will have more intelligence, more creativity, more energy, more love, more of life. De aceea, dacă plonjezi în tine, când ieși afară, ieși cu mai multă pace, mai multă inteligență, mai multă creativitate, mai multă iubire. That's why the kids do better in school after they have meditated. Their attention is clear, they are focused, they want to learn, they're not all over the place with their mind. De aceea, când copiii practică tehnica asta în școală, atunci vor să învețe, sunt mai focalizați pe procesul de învățătură. Sunt oameni din educație aici, sunt profesori în clasă, în școală, da. You're a school teacher? Yes. Oh, very good. No, the question still is. I know. Okay. I think it's only a few minutes more. Yeah. So, when you look at your school days, which is the worst day to teach your students? În școala dumneavoastră, spus că sunteți în educație, care este in a day or in a week? Care este perioada din săptămână când este cel mai greu să predai? Când? Friday. Somebody said Monday, somebody said Friday. Okay. Luni sau vineri? Do you have any experience? Why Monday the kids are still sleeping? Luni. Even workplace, people are still a little bit sleeping. We went on Monday morning to meet somebody at the university and we were speaking and the guy just was not yet really awake. So whatever you said, he could not really understand. Luni încă mai dormi. Asta. Luni încă mai dormi. Mintea nu este încă perfect clară.
Am fost la universitate în Timișoara și persoana pe care am întâlnit-o, stăteam de vorbă cu ea și pe urmă ne întreba exact ce spusesem. Deci este evident că mintea nu era acolo, nu se putea focaliza. So we heard before there are three states of consciousness we all experience: sleep, dream and waking. So Monday morning the kids are still asleep. Am înțeles că sunt trei stări de conștiință, de veche, de somn și de vis. Și luni dimineață copiii încă dorm. And on Friday the kids, their mind is already on the weekend. So they are dreaming of what they will do on the weekend. So și vineri sunt în stare de vis. Deci luni dimineață sunt în stare de somn și vineri după masă sunt în stare de vis, că visează la ce o să se întâmple peste weekend. That's why you say it's difficult to teach on Monday morning because they're sleeping. It's difficult to teach on Friday afternoon because in their minds they're already dreaming of the weekend. De ce? E greu să predai luni dimineață pentru că dorm și e greu să predai vineri pentru că sunt în stare de vis. This basically shows that you can only learn when you're in the waking state. Asta înseamnă că de fapt poți învăța doar atunci când ești în stare de veche. And how do you increase the waking state? Și cum faci ca această stare de veche să crească? By experiencing that within yourself which is most awake, and that is consciousness. Asta o faci când experimentezi starea de veche din tine mai profundă, mai alertă decât acum. Because it's in consciousness that you absorb what you see, what you hear, what you want to learn. It's in consciousness. Pentru că este în conștiință că absorbi ceea ce auzi, ceea ce vezi, ceea ce înveți. Conștiința absorbe. Conștiința ta absorbe asta. Unde altul? Unde altundeva să se ducă cunoașterea asta? În tine, în conștiința ta. Now, our consciousness depends on how our brain and our physiology is. Și conștiința noastră funcționează în felul în care funcționează creierul. That's why you can clearly see when you take the EEG, you can clearly see if somebody is sleeping, dreaming or if somebody is awake. Very clear difference in the brain function. Dacă faci o electroencefalogramă în stare de veche, de somn sau de vis, aceste encefalograme sunt diferite pentru aceeași persoană. You've heard of rapid eye movement during dream, no? Da. Ați auzit, știți de mișcarea rapidă a ochilor în timpul somnului. So, it's very clearly defined in the physiology and in the brain in what state of consciousness you are. Deci e foarte clar în fiziologie în ce stare de conștiință te afli. Now, when you meditate, when you practice transcendental meditation and transcend, you experience, like Dr. Mori said, a fourth state of consciousness. În timpul practicii meditației transcendentale faci experiența unei a patra stări de conștiință. Which has its own physiological and brain patterns. Care are propriile definiții fiziologice și din punctul de vedere al comportamentului creierului. You can clearly say that now this person is practicing transcendental meditation because the coherence, the orderliness, the integration of the brain functioning is close to 100%. Pentru că în momentul transcenderii, coerența undelor cerebrale e aproape de 100%. Și pot spune, persoana respectivă acum practică meditație transcendentală. And everything good about our brain depends on its orderly functioning. Și tot ce e bine pentru creierul nostru depinde de ordinea cu care funcționează. If it's orderly, you have more intelligence, more creativity, you're faster in reaction time. Dacă e mai multă ordine în creier, atunci viteza de reacție, capacitatea de concentrare, înțelegerea unui lucru într-un context mai larg, inteligența, creativitatea sunt mai mari. And the worst thing for the brain is stress. Și lucrul cel mai păcătos pentru creier e stresul. Switches off the prefrontal cortex. Pentru că stresul face să fie bypassat cortexul prefrontal. And you start to act more with your animal brain. Și încep să funcționezi mai mult cu partea animală a creierului. Fight and flight reaction. Da, acest
știți, fight or flight. Luptă sau fugi. If you walk on the street and the car comes here, you don't want to think about what I shall do. You immediately jump back, no? Dacă mergi pe stradă și vine o mașină, nu începi să analizezi, ci imediat o iei din loc. Or, in other situations, it's better you sort of act and fight, in order not to be taken over. But this reaction is in today's world not any more appropriate. If the boss is yelling at you, you don't want to run away and you don't want to fight him. You want to think clearly, how shall I answer my boss if he's upset with me? Dacă șeful țipă la tine, nu fugi și nici nu-l iei la bătaie, vrei să vezi ce s-a întâmplat, vrei să analizezi. And the problem is, you can clearly rationalize and say, okay, he's a little bit upset, let him talk a little bit, after 2-3 minutes he will calm down, then I will explain my situation again. But when you do this, still in your nervous system, there is some tension. You're just a little bit smarter at this moment than your boss. You're not reacting like the boss. You're a little bit more calm, a little bit more wise. But stress is still within you. Mm-hmm. Deci dacă bossul a țipat la tine, poți după o perioadă să rezonezi și să încerci să explici. Dar stresul produs a rămas în tine. And stress is physical. Și it's hormones, it's neurotransmitters. Și stresul e ceva fizic, hormon, neurotransmițători. Sometimes say it's like if you have a stressful situation, this is your nervous system, and now you have a stressful situation which hurts you. Na, na. Dacă ăla e sistemul nervos în stare inițială și dacă apare ceva care îl stresează, foaia respectivă nu mai e întreagă, e boțită. Now, this is not the normal state of the nervous system. So it wants to relax, so it does. It just does quite a bit of relaxation. But you still see it has left some scars, some effect in your nervous system. Deci, după ce a fost stresat, prin odihnă, să spunem, prin somn, se destresează, dar rămân urme, rămân. Now, what is the best thing against stress? To relax. Lucrul cel mai bun împotriva stresului este relaxarea. What you see with those in some companies when there is the break, then what do? The first thing when they break, they go out and smoke. They want to get rid of the stress. Într-o firmă, acum nu se mai fumează înăuntru, în pauză, primul lucru pe care îl faci, ieși afară și aprinzi o țigară. No, just a little side effect when you smoke, your nervous system gets a little bit suppressed. So the next thing you do is you go and have a coffee in order to get your nervous system again going. Și după aceea bei o cafea. Now, the other way is you can see often in the evening after work, many, I'm not saying all, go and have a beer. Deci astea sunt ce facem în mod natural când ne simțim stresați. Unu este țigară, doi o cafea, după țigare, trei un păhărel. Seara, da? Când mă simt stresat. Asta sau două. If you're really sau? Tired, you go home and then you switch the television on and you watch any nonsense which is going on the TV. So somehow you need to get rid of all this tiredness and stress. Și vrei să scapi de oboseală și de frustrare uitându-te la televizor unde na, știm ce e la televizor. And what happens if you sleep well in that night? Și ce se întâmplă dacă dormi bine în noaptea respectivă? All the stress of yesterday is forgotten. Dacă dorm bine, stresul din ziua precedentă e uis de el. The sun shines, the birds are singing. Soarele te încântă, auzi ciripitul păsărelelor. E o zi nouă. And the difference between sleep and transcendental meditation is that the rest, the relaxation during TM is double
of sleep. Și diferența între meditație transcendentală și acest somn de care vorbeam este că în timpul meditației transcendentale nivelul de repaus e de două ori mai profund. Because it's a conscious resting. It's not when you go to sleep, you just lie down and if you're lucky after a few minutes you're gone. Next morning, the only thing you remember that you somehow slept 8 hours and you had some dreams, maybe when you woke up, you still remember some dreams, but 8 hours or 6 hours have passed without much remembrance. Pentru că meditația transcendentală este somn conștient. E ca și cum ai fi conștient în somn. E ca și cum ai fi menții conștiința. No. So we need the three states of consciousness during the day. We need waking consciousness to learn, to work, to interact. We need sleep in order to recover from the daily fatigue. We need dream, because in a dream we release psychological stress. Deci avem nevoie de trei stări de conștiință. Stare de veche ca să acționăm, stare de somn pentru repaus, stare de vis pentru eliminarea stresului psihologic. But we also need the fourth state of consciousness, transcendental consciousness. Dar avem nevoie și de a patra stare de conștiință. Because if we do not transcend, we continue to accumulate stress over. Pentru că dacă nu transcenzi, acumulezi stres în timp. Who watched Obama 8 years ago? He was all black, now he's almost all gray. That's stress. L-ați văzut pe Barack Obama acum 8 ani? N-avea păr alb, acum e alb. Din cauza stresului. Aging is a process of accumulating stress. Și îmbătrânirea este un proces de acumulare de stres. Which makes your system run less and less well. Și sistemul funcționează din ce în ce mai prost. So transcending during transcendental meditation is the best way to get rid of stress, to regenerate the nervous system, to get fresh energy, to have a clear mind. Și meditația transcendentală la asta ajută. La regenerarea sistemului, la avea o minte mai clară, la elimina stresul din tine. Now, to come to the question now. Și acum întrebarea și răspunsul la întrebare. Întrebarea era, care este diferența între această tehnică și meditația indusă, hindusă? The founder of transcendental meditation is an Indian, Maharishi Mahesh Yogi. Fondatorul acestei meditații transcendentale a fost un indian, Maharishi Mahesh Yogi. And he saw the great need, particularly in today's world, that we have a simple technique to get rid of stress. Și a văzut nevoia în lume de a avea o tehnică simplă de a elimina stresul și de a extinde capacitatea conștientă a minții. So he decided whatever he had learned from his own master that he will simplify it so that it's practical for everyone in the world. Și ce a învățat de la maestrul lui a simplificat pentru a fi abordabil de oricine, oriunde. If you ask an average Indian about meditation, dacă întreb pe un indian obișnuit despre meditație, he will say it's complicated. O să spună, e complicat, you need to concentrate, trebuie să te concentrezi, it takes a long time to have an effect, durează mult până ce obții un efect, it's not something very practical. Nu e ceva practic. And Maharishi showed this is all not true. Și Maharishi a arătat că toate astea nu sunt adevărate. Unu, nu te concentrezi în meditație transcendentală. Dacă în timpul practicării acestei tehnici te concentrezi, începe să te doară capul. It's very simple because it's very natural. E foarte simplă pentru că e foarte naturală. Our body already knows how to relax, but with meditation you switch on that relaxation response which is built into our nervous system. Corpul oricum știe cum să relaxeze și nu facem decât să învârtim comutatorul ca să se relaxeze la maximum. So it is not difficult. Deci nu e dificil. It doesn't take concentration. Nu e nevoie de concentrare. It doesn't take 20 years to have an effect. Nu durează 20 de ani până ce obții un efect. When we teach somebody, it takes
From the moment we have given the instruction, it takes maybe 20 seconds to have the effect. Când cineva învață meditația transcendentală, ia cam 20 de secunde până ce apare un efect. And it's highly practical because you get benefits immediately. It's the first meditation, it's the second meditation. Și încep să încep cu fiecare meditație sunt efecte care se acumulează. So transcendental meditation is free of any religious content. Meditația transcendentală nu are niciun fel de conținut religios. You're most likely all orthodox. Toată lumea din sală poate de credință ortodoxă. I grew up as a Protestant. Eu sunt protestant. In Jamaica, I don't know what religion they practice. În Jamaica, nu știu, poate sunt și ei protestanți, anglicani. În Africa sunt mulți musulmani sau catolici. Wherever you go in the world, you find people who practice transcendental meditation irrespective of their religion. Și oriunde mergi în lume găsești oameni care practică meditația transcendentală indiferent de religia lor. Religia o menții. But what happens over time? Because your brain, your mind, your consciousness gets clearer, you actually start to appreciate the deeper values of your religion. Și ce se întâmplă, de fapt, este că, pentru că mintea e mai clară și judecata mai pătrunzătoare, începi să apreciezi valorile mai profunde ale propriei credințe. I learned TM when I was 17. Eu am învățat meditația transcendentală când aveam 17 ani. Honestly speaking, I was fed up with the church. Și, ca să fiu sincer, nu-mi plăcea biserica. Is anyone Protestant here? E cineva protestant aici? So I'm not going to insult anyone. Deci nu o să insult pe nimeni. I find, when I'm thinking back, when I was a young boy, I found our church very boring. Și mi se părea plictisitor. Biserica mi se părea ceva plictisitor. All plain, just right, and there's one cross. And somebody hanging there. Tot, nu era decât o cruce cu Iisus pe cruce. Atât. It was all about suffering, suffering. Deci suferință, 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 suferință. As a 16-year-old, you don't want to hear about suffering. You want to hear about life. Și când ai 16 ani, nu vrei să știi de suferință, vrei să știi de viață. So, for me, somehow religion was not a topic anymore. Deci pentru mine religia nu era un subiect plăcut. So when I learned transcendental meditation, I started to read books about meditation. Și după ce am învățat meditația transcendentală, am început să citesc cărți despre meditație. Și încep să citești despre tot felul de religii, nu? Different religions. Asian religion, where meditation has been practiced. Religii orientale în care meditația este practicată. And maybe in protest to my parents, I put up a nice picture of Buddha. Și ca să protestez împotriva părinților, am pus o poză mare a lui Buddha. When my father said on Sunday morning, now let's go to church, I said, no, I will meditate at home, we go to church. Și când tata mi-a spus duminică, hai să mergem la biserică, am spus, duceți-vă voi, eu meditez acasă. But when I look at me today, Dar când mă uit la asta azi, după atâția ani, situația e diferită. Încă nu-mi place să merg într-o biserică protestantă. Not because it's bad. Nu pentru că e rea. Dar o găsesc plictisitoare pentru că doar e vorbă, vorbă, vorbă și nimic ca să practic. Just hearing moral preaching doesn't make you a better human being. Să auzi o predică nu te face un om mai bun. It's the experience of profound inner fulfillment. Este experiența împlinirii profunde care te face om mai bun. It's when your prefrontal cortex gets more orderly. Când cortexul prefrontal devine mai ordonat. That ethics, moral reasoning, etica,
morala cresc în mod natural. Because it's a function of our prefrontal cortex. Pentru că e o funcție a acestei părți a creierului. To know what is good and what is not. Ca să știm ce e bine și ce nu e bine. And later on, I had the great honor to go to Mount Athos. Și mai târziu am avut onoarea să merg pe muntele Athos. And so entering some of the Orthodox monasteries. Și intrând în mănăstiri și biserici. And I looked up, I saw Pantocrators. Și uitându-mă am văzut Pantocrator și Ticoana pe Hristos. Asta e mai interesant. Acum văd creatorul întregii creații. Which is a joyful thing. Lucru care este o expansiune de bucurie. So I can only congratulate you that you're Orthodox. Și nu pot decât să vă felicit că sunteți ortodoxi. It's a more joyful message. Este un mesaj mai plin de bucurie. But if you hear negativity from your priest, dacă auziți de negativitate de la preotul nostru, e pentru că e stresat. Whenever we are stressed, we tend to get negative. Când suntem stresați, avem tendința să fim negativi. You know how it is in relationship. If you're stressed, you might start to fight with your husband or your wife. You might shout at your children or your children shout at you. It's stress. Dacă ești în familie și țipi la cineva, e pentru că e stres în tine. Ori la copii, ori copiii țipă la tine, ori soția, ori soțul țipă la tine. No. If, you know, they then take an excuse when religion fight in Northern Ireland and the Catholic fight with the Protestant. Religion is the excuse for deep-rooted stress which they have not released. În Irlanda, când a fost acest război, că asta a fost, între catolici și protestanți, s-a spus că în numele religiei, unii sunt protestanți, alții sunt catolici. So I see our function today. Da, e stresul de fapt care luptă, niciodată religia. To find ways to reduce stress not only in our own life, but how to reduce stress in society so that we don't have war in future. Și atunci misiunea noastră este să vedem a noastră, nu a noastră, ci a noastră. Este să vedem cum putem reduce stresul în societate ca să trăim într-o lume a păcii. So that we don't fight over religion, we don't fight. Ca să nu lupți pentru religie, anything. Pentru nimic. And it's possible, it's absolutely possible. Și e posibil, e absolut posibil. Innocent children. In a young age, you don't see stress in children, really. Când copiii sunt mici, nu sunt stresați. Când sunt mici, chestiunea e că devin stresați repede. And what does it say in the Bible about children? Mai știi? Should be as innocent as children in order to reach enter the kingdom of heaven. Și nu se spune că trebuie să fii inocent precum un copil ca să intri în împărăția lui Dumnezeu? Do you know where it says where heaven is in the Bible? Anyone has an idea? Rețineți din Biblie unde se spune unde este împărăția lui Dumnezeu? Unde este împărăția lui Dumnezeu? Uite, e în noi. E în noi. That's why we call it the soul. We have a soul. De aia spunem de suflet. Which not mother and father have created. Pe care nu l-a creat tata. That's where we touch the divine. Aici atingem divinitate. And what is divine? It's all peace. Și divinitatea este pace. If they tell us that God is angry and upset, don't believe that. Dacă spui că Dumnezeu este mânios și supărat, nu. Nu țineți cont de asta. Da. The reality of God is pure peace. In God is peace. Nowhere else is peace. Realitatea Dumnezeirii este pace. Numai în Dumnezeu e pace. Why only in God is peace? De ce numai în Dumnezeu e pace? Because He's the one who has created everything. So pentru că este Cel care a creat tot. The one, and in oneness there's no stress. Pentru că este unul, nu poate fi stres. Un, în dualitate poate fi stres. În unul, nu poate fi stres.
And when you transcend, you experience unity within yourself. Și când transcenzi, experimentezi unitatea din tine. Și pacea din tine. Because you experience that where you are connected to the divine. Pentru că atunci ești conectat cu divinitatea din tine. So it's not a religious practice, but it definitely over time makes you understand your religion on more profound levels. Deci nu este o practică religioasă, ca să răspund, dar peste timp înțelegi la niveluri mai profunde propria-ți religie. You know how it is when you read a very profound book. Când citești o carte care conține adevăruri profunde. And you read it 5 years later. Și după 5 ani o citești din nou. And you will find that there are more things in it than you discovered when you read it. Și constați că sunt mult mai multe lucruri care nu le-ai văzut când ai citit prima dată. And particularly when it comes to spiritual or religious texts. Și în special, as you go in consciousness, you discover more and more and more depth in it. În special când e vorba de dezvoltarea conștiinței și dezvoltare spirituală, vezi adevăruri tot mai profunde. And I can very well understand why in the Orthodox Church you have so many icons of saints. Și înțeleg foarte bine de ce ai icoanele atâtor sfinți în religia ortodoxă. Because the saints have fathomed in their consciousness and in their life the reality of the teaching of the religion, teaching of Christ. Pentru că sfinții au realizat în conștiința lor învățătura lui Iisus. How do we call saints holy? De-aia, spune, vedeți, cuvântul în engleză este holy, care înseamnă întreg. And what is holy? Întreg. Holy means whole. Înseamnă întreg. E greu de tradus în română, dar asta înseamnă. Holy. Holy, healthy, adică sănătate, tot întreg. Even the old German word heil, which is a beautiful word, but which was misused. Heil, whole, wholeness, holiness. Da, toate cuvintele astea au întreg la rădăcină. Whole, holiness, în engleză, dar și în germană, spunea de heil. And where do you find it within yourself? Și asta o găsești în tine. And a good technique leads you there. Și o bună tehnică te duce acolo.